salută și bine ați revenit la un nou episod de Interariu pe TV. Astăzi vom vorbi despre testoase, despre testoasele de uscat, însă prima chestie pe care trebuie să o fac e să iau testoasele de afară și să le bag la frigider, deoarece temperatura a început să scadă destul de mult afară, iar ele s-au îngropat aici, pentru că una a reușit să iasă. Însă timpul lor de asta afară s-a cam dus și zilele următoare va fi din ce în ce mai frig, așa că trebuie să le iau, să le bag la hibernare. Aceasta, mică, văd că e afară, însă celelalte două sunt băgate aici. Au săpat pentru asta la temperatură mai constantă. Destul de țepene. Zilele următoare se va face mult mai frig, așa că va trebui să le iau să le bag la o temperatură constantă pentru tot restul iernii. Și am pregătit aici o cutie unde le voi pune pe maimuțe. Sper să fie suficientă cutia asta. Un pic de fân deasupra. Acum cu ele la frigider. Pentru că acum ceva timp înainte să vină perioada rece a trebuit să scot marginatele din cutia în care le țineam împreună cu testoasele dobrogene. Le-am scos, le-am mutat înăuntru într-o altă cutie, o cutiuță mai mică, însă cutiuța aia mică este destul de nașpa și aș vrea să o înlocuiesc. De aceea astăzi am fost la cumpărături și am luat cele necesare pentru o nouă casă pentru marginate. Și este vorba despre o cutie, nu știu exact care este, 80 de litri. 80 de litri, este destul de mare. Partea de sus are undeva la 75 pe 50 de centimetri, deci destul de masivă. O să măsor rapid fundul să vedem exact cât are. 62 pe 32 de centimetri, ceea ce înseamnă că este destul spațiu la sol pentru a face pentru ceva frumos pentru testoase. Asta a costat 35 de lei. După care am fost și am mai luat o cutie simplă, mai înaltă, care a fost undeva la 7 sau 8 lei. Asta nu mai știu exact, pentru că am luat-o în alt magazin și nu mai știu exact prețul. După care am fost la un magazin de bricolaj, de unde am luat un sac de pământ de 40 de litri. Acesta. Sacul de pământ de 40 de litri, am luat o țeapă de PVC de 4 metri lungime, am luat niște coturi PVC și teuri, aici a fost destul de ieftine, un sac, o pungă de biluță de argilă și două vase ceramice care vor fi folosite ca și vas de apă și vas de mâncare pentru dinozauri aceștia microscopici. Dinozauri microscopici. Ați zice probabil că sunt zgârcit, pentru că n-am cheltuit decât foarte puțin. Adică 35 de lei cutia aceasta, am dat la magazinul de bricolaj 33 de lei și cutia asta transparentă, asta a fost, dacă mi-aduc aminte, 8 lei, să zicem 8 lei. Ceea ce înseamnă că am cheltuit 76 de lei pentru a lua cele necesare construirii noi locuințe a testoaselor. Și acum vine partea interesantă, cutia aceasta, de ce am luat-o pe asta? Mulți probabil că vor spune că m-am zgârcit și n-am vrut să iau un terariu de sticlă sau eu știu altceva, sau un acvariu. Nu este zgârcenie. Este vorba de faptul că testoasele, și asta e o greșeală pe care o fac foarte mulți, testoasele nu își dau seama că aia este o sticlă. Dacă veți pune o testoasă într-un acvariu, o să vedeți întotdeauna că va merge și se va lovi cu capul de geam și întotdeauna va încerca să treacă prin geamul ăla, pentru că nu își realizează că este o sticlă. De aceea, o testoasă are nevoie de suprafețe mate, lateral, zidurile să fie mate și nu știu dacă ați văzut, cei care s-au mai uitat pe
la clipuri pe YouTube în general cu țestoase de uscat, o să vedeți că fiecare crescător și pentru asta ținute afară, chiar și ținute afară, fiecare crescător nu are plasă metalică, ci are scânduri. Sunt scânduri puse în pământ, nu trebuie să fie foarte înalte, sunt suficient atâtica pentru că oricum sunt țestoase, nu sunt cațele, nu sunt șopările arboricului. Altă chestie, de ce în casă? De ce fac chestia asta pentru în casă? Fac chestia asta pentru că, cred că am explicat, testoasele dobrogene, marginatele au venit, le-am luat, le-am achiziționat destul de târziu, le-am achiziționat la jumătatea lunii septembrie, le-am adus acasă, nu prea au mâncat, în timp ce dobrogenele mâncau foarte bine. Deci asta mi s-a părut o problemă pe care a trebuit să o iau în considerare și, ținând cont că n-am mâncat foarte bine, am decis că nu le voi ierna, nu le voi hiberna. Cum am făcut cu dobrogenele pe care am adus mai devreme, le-am băgat la congelator. La frigider. Ele au mâncat foarte bine. Perele am de la începutul verii, dar lungul timpului au mâncat toată vara, au luat în greutate foarte mult pentru că l-am și cântărit la un moment dat. Deci am văzut evoluția lor. De când la marginate nu am văzut absolut nicio evoluție, nu prea au mâncat. Și chestia asta putea să le omoare dacă le băgam în hibernare pe timpul iernii. De aceea am preferat să le sar, o să le bag anul viitor. Însă, chestia asta cu cutia o puteți face chiar și pentru țesoasele care iernează, care hibernează. După cum ați văzut, dobrogenele au stat afară, au stat în cutia aceea afară, deci ele puteau fi jonglate, adică puteau fi băgate și la interior și la exterior. Singura diferență o să o vedeți pe parcurs, fundul cutiei de afară este găurit pentru ca în momentul când plouă, apa să nu băltească, să nu rămână apă în cutie, să mineze testoasele. Adică apa să infiltreze în pământ și să se scurgă pe dedesubt, ducându-se jos. Cutia aceea este pe un suport cu roți, un chenar de lemn cu roți, pe care îl plimbam prin curte, îl puneam unde vreau eu. Dacă ploua foarte tare afară, îl trăgeam undeva într-o zonă acoperită. Dacă începea ploaia în momentul când eram eu plecat de acasă, ceea ce este destul de rar, aveam siguranța că animalele nu vor muri necate în niciun caz. Dar pentru că subiectul clipului de astăzi este cum să faci un spațiu locuibil pentru țestoasele în interior, vom face această cutie, căreia nu-i vom face găuri, așa că vom proceda într-o manieră diferită. De ce am luat colțarele acestea și teurile de PVC? E pentru că pe fundul cutiei vreau să bag un fel de sistem de canalizare cu ajutorul căruia voi băga apă pe fundul cutiei pentru ca pământul să absoarbă umiditatea de dedesubt, el nefiind nevoit să ud constant, pământul la suprafață a crea mocirlă, să se ude foarte bine și veți vedea, o să plantezi ceva gazon și niște plante pentru țestoase. De aceea voi folosi schema aceasta, am văzut-o la un tip pe internet, The Arctic Ranch Reptile, ceva de genul, un tip care crește țestoase din state. O chestie foarte interesantă pe care am văzut-o pentru un terariu de interior și mi s-a părut genială și o voi adopta și eu. Cred că este una dintre cele mai tari chestii la care nu m-aș fi gândit niciodată, cum să bagi apă să rămână relativ uscat la suprafață, dar totuși plantele să fie ok. Am rezolvat aici schema, nu e cea mai șmecheră chestie posibilă, însă va fi util. Iar acum, pasul următor, de dat niște găuri în tubulator. Problema rezolvată. Iar acum, ușor, ușor vom începe să terminăm treaba. Am depus decât două tuburi aici. Practic, locul prin care voi băga apa și locul prin care va ieși aerul. Și după aia mă voi duce să spăl cutia pentru a începe procesul de amenajare. Acum că am terminat, am spălat cutia, am făcut asta. Urmează filtrul de argil. Rolul lor este să păstreze fundul cutiei cât de aerisit. Thank you.
permită circularea apei pe dedesubt. Peste, mai vin cu o chestie suplimentară. Aceasta este o plasă de țânțari, este destul de ieftină, deci asta n-a fost în lista de mai devreme. Iar acum o voi pune pe aceasta peste biluțele de argilă. Iar peste biluțele de argilă vin cu primul strat de pământ. Cutia aceasta am luat-o la capac pentru că nici nu era în plan să-l folosesc și aici partea din față am tăiat o gaură destul de mare care va fi intrarea. Asta va fi ascunzătoare. Iar profitând de o ocazie am mai scurtat un pic din tubul acesta care practic va fi ieșirea aerului și voi pune cutia cu ascunzătoare care va fi ascunzătoare peste acest tub. Iar acum voi continua să bag mai mult pământ. Acum că am făcut cât de cât schema, dacă aș putea spune așa, a terariului, pasul următor este să pun ceva verdeață în el, pentru că ăsta a fost și scopul inițial, de aceea am făcut și sistemul ăsta să intre apă pe dedesubt, ca solul să fie umed, să nu fie mocel la suprafață, ci rădăcinile ierbii și a plantelor să își tragă umezeala din substrat. Asta este cel mai important și asta a fost scopul inițial. Aici am 5 pliculețe cu ceva ierburi pentru testoase. Ierburi pe care testoasele le mănâncă în mod normal în sălbăticie. Ideea e că le-am luat din Ungaria. Mi-a explicat că 2 pliculețe din acestea 5 sunt deplantat cândva undeva pe sezon rece, afară. Singura problemă e că nu am nicio idee care din astea sunt. Așa că ceea ce voi face e să pun în fiecare cam, cred că un sfert în plic. O să arunc pe aici pe pământ, iar celelalte 3 sferturi o să le plantez ușor în ghivece și o să le pun undeva afară să le am pentru sezonul cald. Să le am, să dau în momentul când cresc, tai din ele și dau testoaselor să mănânce. Așa că mai întâi voi planta, voi arunca semințe din acestea, aiurea, fără nicio nuimă, și sper să și iasă ceva, asta este cel mai important. Asta o vom vedea abia pe viitor, în mod sigur zilele viitoare vei și iarba, pentru că iarba este foarte repede. N-am pus tot stopul, iar acum voi planta foarte multe semințe de gazon, de iarbă, gazon economic se numește, chestia ce am eu. Cu cât mai multe semințe, cu atât mai dese vor fi firele de iarbă, practic asta mă interesează, să fie foarte iarba des. Iar după asta urmează încă un strat de aproximativ 1 cm de pământ.
după toată munca, am dovedit până la urmă sacul de pământ, l-am pus pe tot aici, 40 de litri de pământ în cutia aceasta de 80 de litri. Probabil că în momentul când voi ridica, voi simți greutate exact ca o hernie de disc. Va fi foarte greu, va fi și mai greu în momentul când voi băga și apă. Asta va fi o chestie foarte interesantă de văzut. Iar acum o să-l las pentru câteva zile așa, până va începe să încolțească iarba, după care voi muta testoasele. Dar până atunci, voi așeza pe poziții vasele ceramice, după cum am spus, unul dintre ele va fi pentru apă, celălalt va fi pentru mâncare. Și îi pune unul aici. Voi încerca să pun pământ în jurul lui, cât să poată, cât să fie aproape la nivel cu pământul, la același nivel cu solul, pentru a nu avea probleme în momentul când vor să ajungă la apă sau la mâncare sau când vor să iasă din vas. Oricum, de ieșit din vas vor ieși foarte ușor, deoarece vasele sunt destul de puțin adânci, ceea ce este și indicat pentru că nu trebuie să fie foarte adânci. Dacă ar fi adânci, atunci ar fi o problemă. Cel puțin în vasul de apă ar putea să cadă, să se întoarce cu carapacea în sus și să se nece din ghețind apă. Deci, vasele puțin adânci. Este foarte bine ca vasul să fie de ceramică, deoarece le ajută, mai ales când mănâncă, să își tocească ușor ciocul lor crește continuu, să își tocească ciocul, pentru că altfel, ele mor în natură, mai ciucurește și pe pietre și pe tot fel de nădrăcii. Dar cam asta este momentan provizoriu amenajarea terariului. Acum îl voi da un pic la suprafață, în primul rând, pentru a se tasa cât mai bine pământul, după care voi aștepta câteva zile să încolțească iarba și după aceea voi băga și testoasele și atunci voi filma din nou. Întotdeauna am fost de părere că dacă ești terarist nu mai e nevoie să te duci la sală, nu mai e nevoie să faci exerciții fizice și toate celelalte, pentru că astea vin ca parte integrată a pasiunii. Deci, ridici chestii foarte grele, te aprești de multe ori, asta faci în fiecare zi. În fiecare zi nu mai am nevoie de nicio altă activitate suplimentară. Au trecut 4 zile de când am așezat aici noua casa testoaselor. Deja a început să dea firul ierbii, au ieșit și ceva din plantele pe care le-am sădit zilele trecute. Iar între timp, totuși, nu a mai udat deloc. De aceea pământul s-a uscat un pic și a crăpat. Iar acum este momentul să ud, voi stropi cu stropitoarea și voi băga și apă în substrat. Voi băga vreo, cred că 4 litri de apă ca pământul să fie umed de dedesubt continuu. Dar, înainte de toate, voi pune un pic de lumină. Este vorba de becul UV, despre care vom vorbi data viitoare. Acum voi termina ce am de făcut aici. Și acum, proba oficială, să vedem dacă sistemul meu funcționează. Eu sper că funcționează. Și sper să-mi distribui apa uniform sau cât mai mult posibil pe fundul cutiei. Odată au intrat 2 litri de apă. Nu au ieșit pe tubul celălalt, tubul pe care iese aerul, deci înseamnă că găurile pe care le-am dat pe fund funcționează, își face treaba, sistemul a adus mai aduc încă 2 litri de apă. După cum am spus, pământul s-a uscat un pic și a început să crape, așa că voi stropi un pic la suprafață și sper că asta va fi ultima oară când voi stropi suprafața, cu toate că probabil din când în când voi mai pufăi ceva apă să imit
bruma. Dar ideea e că în momentul când vor ieși semințele ce le-am plantat, aș prefera ca toată umiditatea să se tragă de pe fundul cutiei, ceea ce sper că voi și reuși. Cam atât pentru episodul de săptămâna aceasta. Sper că v-a plăcut, sper că v-a fost util și vă va fi util pe viitor în cazul în care doriți să vă achiziționați țesoasele uscat și veți fi nevoiți să o țineți pe timpul iernii înăuntru. După cum am mai spus și cu alte ocazii, cel mai bine pentru testoasele de uscat care provin din Europa să se hiberneze pe timpul iernii, cum am făcut și eu cu dobrogenele pe care le-am băgat la frigider. Însă există cazuri, cum este și cazul de față, cu marginatele, când nu poți le hibernezi, atunci trebuie să găsești o alternativă, sau există specii care pur și simplu nu hibernează. Sulcata, testoasă leopard, red foot, yellow foot, etc. etc. Sunt mult mai multe specii de testoasă pe lumea asta decât speciile europene, decât cele din genul testudo. De aceea, întotdeauna trebuie să găsim o variantă să fie cel mai ok pentru animal și cel mai ok și pentru noi. După cum am spus, ăsta este un setup destul de ieftin, care poate fi făcut destul de ușor. Costurile nu sunt deloc mari, părerea mea. Este destul de ieftin ce am făcut aici. Asta înseamnă că veți putea să țineți o testoasă în condiții cât de cât ok. Automat, în momentul când se face mare, cred că cel mai bine este să o dați cuiva care are o curte și care o poate întreține mult mai ok decât de asta într-un spațiu restrâns. De obicei, testoasele europene sunt testoase care umblă. De fapt, în general, testoasele umblă, chiar dacă vi se par niște animale foarte plictisitoare și care se mișcă destul de încet. Sunt destul de active, au nevoie de spațiu destul de mare pentru că circulă destul de mult, se plimbă, caută de mâncare, etc. etc. Există varianta să puteți să-i dați găuri pe fund, exact cum am făcut și eu pentru cutia din curte, în cazul în care stați la o curte betonată, cum stau eu. Dacă nu aveți posibilitatea ca să-i oferiți un petic de pământ în care testoasa, pe care testoasa să stea și să se îngroape eventual pe timpul iernii. Dar cam asta este, cam atât pentru săptămâna aceasta. Dacă te uiți pe TV, aruncă un ochi și pe canalul de YouTube, abonează-te, poți să revezi clipul de oricâte ori ai chef acolo. Și dacă ți-a plăcut, dă un like, comentează ce părere ai despre ceea ce am făcut eu. Și până data viitoare, nu uitați, promovați teraristica.